Hello, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un clip puțin mai diferit pentru voi, pentru că vom fi în deplasare. Mai exact, o să vă iau cu mine în sala de fitness și o să vă arăt care sunt exercițiile pe care le fac în zilele mai delicate. Am ajuns la sală, o să fac un antrenament pentru partea superioară și o să-l fac în circuit, 6 exerciții, fără pauză între ele, doar cât îmi ia să mă mut de pe un aparat pe altul. O să fac 4 circuite, iar între circuite o să fac o pauză de 3-5 minute. Am terminat cu partea de exerciții, dar vreau să mai stăm, să mai povestim un pic, pentru că eu zic că e un subiect destul de slab abordat, nu foarte multă lume vorbește despre sport în perioada menstruației, așadar poate vă lămuresc eu cu câteva chestii. Eu una fac fitness de 3 ani de zile, fac sală de 3 ani de zile, mă rog, și în primul an săream peste antrenamente, adică în perioada menstruației pur și simplu nu mă duceam cam în primele 3 zile, pentru că mă gândeam că poate nu-i sănătos, poate mă iau durerile, poate mă iau amețelile, deși eu chiar n-aveam absolut nimic. Am o menstruație normală, fără dureri, fără poate puțină durere de cap, cam mai tot ce mă apucă. Când am început însă să fac sport cu instructor, el mi-a spus că n-ar trebui să iau pauză în perioada aia, mai ales dacă n-am crampe, dacă n-am dureri exagerate, pentru că sportul ajută, mă face să scap și de stările alea de nervozitate, dacă ai crampe ajută și la diminuarea crampelor, deci chiar e indicat sportul în perioada menstruației. Ce mi-a indicat instructorul meu este să fac la un nivel puțin mai redus, adică nu-i neapărat să dăm 100%, putem să dăm vreo 80% în perioada asta. Eu în primele zile, după cum ați văzut, prefer să fac un antrenament de brațe. Sincer, nu mă simt prea confortabil să fac abdomene sau squats, chestii cu greutăți foarte mari, eu una le evit. Cred că principala noastră temere atunci când facem sport sau alte activități în perioada menstruației este să nu ne pătăm, să nu avem acele mici accidente. Și înțeleg de ce, pentru că e super senibil. Dar cu toate acestea nu
nu merită, nu are rost să punem viața pe pauză, să punem activitățile care ne fac plăcere pe pauză doar din cauza unei frici. Pentru că, vă spun sincer, dacă ne protejăm așa cum trebuie, plus ne mai luăm câteva mici măsuri de siguranță, tot o să fie ok și putem să ne bucurăm de toate aceste activități care ne fac plăcere. Eu, una, la sală folosesc tampoanele interne OB Pro Comfort și vă spun că nu am avut niciodată situații genibile, nu am pătat niciodată. Îmi mai iau pe lângă asta câteva măsuri de siguranță, de exemplu iau tot timpul cu mine o geacă pe care dacă e nevoie aș lega-o în jurul taliei, până acum n-a fost niciodată nevoie. Pe lângă tampoanele interne folosesc și un absorbant zilnic, așadar dacă îi să se întâmple ceva, absorbantul ăla absorbe cât de cât până pot să schimb tamponul. Schimb tamponul înainte să merg la sală și după ce plec de la sală. Este foarte important să schimbați tamponul, mai ales înainte să mergeți la sală, ca să fiți sigure că nu o să se întâmple nimic. Este important și să adaptați tamponul la fluxul pe care îl aveți. Adică dacă aveți scurgeri mai intense, folosiți o protecție mai mare. Asta cred că și am aici, de exemplu, tamponele Super care au 4 picături. Dacă aveți un flux normal, folosiți tampoanele normal și dacă aveți un flux redus, folosiți, stai că le-am pus și pe astea aici, mini. Eu le folosesc pe toate trei în funcție de care zi sunt. La început folosesc Super, în a treia zi deja pot să folosesc normal și la ultimele zile folosesc mini. Tampoanele OB sunt singurele tampoane pe care le-am folosit. Poate că sună ciudat, dar pur și simplu corpul meu s-a simțit ok cu ele și nu am simțit nevoia să încerc și altceva. Spre exemplu, cu absorbantele exterioare e altă problemă. Mi-a luat destul de mult timp să găsesc ceva să mi se potrivească și să mă simt bine. M-am și trezit cu o mega iritație de la unele dintre ele. Mă rog, altă poveste. Dar dacă tampoane interne sunt singurele pe care le-am folosit, îmi plac mult că sunt invizibile, mai ales atunci când mergi la sală și porți haine mai mulate, normal că nu vrei să se vadă nimic. Îmi place că nu au miros, mai ales la sală mai transpir, clar nu-ți mai dorește alte mirosuri în plus. Sunt ușor de introdus, mă rog, asta cu ușor de introdus îi cu dute vino, pentru că la început nu mi-a fost foarte ușor să le introduc. Am început cu varianta cea mai mică, pe atunci eram virgină și pot să vă spun că puteți să le folosiți fără nicio problemă, chiar dacă încă nu ați început viața sexuală, chiar nu puteți virgină, se mai auzeau mituri, nu este cazul. Când le-am folosit pentru prima dată mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc cu ele, asta din cauza că nu îmi cunoșteam fizionomia corpului. O să vă las în descriere niște clipuri în care vă explică cum trebuie introduse, în caz că sunteți și voi la început și nu știți să le folosiți, poate sunteți mai mici, exact cum eram și atunci, și sunt super folositoare clipurile respective. Ideea este că atât timp cât folosiți corect absorbantele, nu are ce să se întâmple, nu trebuie să vă fie frică. Știu că și mie mi-a fost frică la început, pentru că e o chestie care intră în corp și, nu știu, poate ești puțin sceptic la început, dar o să vezi că te ajută foarte, foarte mult, mai ales când vrei să faci sport, când vrei să mergi la piscină, când vrei, practic, să ai o protecție invizibilă. Este păcat, așa cum am mai spus, să nu te bucuri de anumite activități pentru că îți este frică să folosești tampoane sau nu știi cum să le folosești. Asta a fost tot pentru astăzi, dragilor. Sper din suflet că v-a ajutat acest clip. Dacă aveți alte întrebări, dacă vreți să discutăm mai în detaliu această temă, spuneți-mi în căsuța de comentarii și mai facem clipuri. Eu una sper să dați like clipului, poate dați și un share ca să ajungă la cât mai multe dintre prietenele voastre. Nu uitați să vă înscrieți la giveaway, puteți să câștigați o geantă Michael Kors pe care nu am lângă mine, dar da, o să inserez o poză. Este o geantă tare, tare frumoasă. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la canalul meu de YouTube și să îmi lăsați un comentariu la oricare clip postat în luna august. Dacă lăsați comentarii la mai multe clipuri din august sau la toate clipurile din august, aveți mai multe șanse de câștig. Pe lângă geantă puteți să câștigați și
o cutie plină cu produse de la Benefit. Din nou, nu am la mine, dar o să inserez o poză. Pentru a câștiga și produsele de la Benefit, pe lângă cerințele anterioare cu abonare la canal și comentariu la clip din august, mai trebuie să dați follow contului meu pe Instagram, Laura Caraba, și contului Benefit Cosmetics România. Regulile sunt destul de simple, sper eu, dar dacă mai aveți nelămuriri, vă las un clip aici pe margine. O să vedeți acolo la finalul clipului, vorbesc mai multe despre acest giveaway. Eu vă pupicesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și ne vedem în curând la un nou clip. Mua!